I propose to speak in Romanian language because there are a lot of details which must be explained with many technical words, and probably it's more better for me to present this article in Romanian language. Am ales acest subiect, în mod special pentru că este un subiect extrem de sensibil și foarte discutat și se referă la lucrările de equipment și, în general, la proiectarea lucrărilor de equipment ajutătoare execuției lucrărilor de construcții subterane ale metroului și, mai bine zis, a excavațiilor realizate în incinte de pereți mulați. Asta multă vreme să mă gândesc dacă este bine să îl pun în discuție și m-am gândit că este totuși momentul a face o raportare a lucrărilor pe care le-am realizat sub protecția ecuizmentelor în trecut, când practic monitorizarea acestor lucrări au dovedit că nu au afectat sub nicio formă mediul înconjurător structurilor subterane și lucrările de ecuizment actuale care se proiectează în vederea execuției secțiunii 1 a magistralei 5 de metro. Conținutul documentului meu, în cea mai mare parte, este un conținut tehnic, din care eu consider că foarte importante sunt capitolele 2, 4 și, bineînțeles, capitolul 5. Pentru realizarea condițiilor de execuție în uscat a structurilor de metrou până în 1990, pe toate traseele de metrou, adică pe o lungime de 70 de kilometri, indiferent că lucrările erau reprezentate de tunele circulare sau de tunele rectangulare, adică, mai bine zis, de tunele, stații și galerii, excavațiile s-au realizat întotdeauna însoțite de lucrări de ecuizment. Aceste lucrări au fost realizate la început prin îndrumarea specială a profesorilor specializați în domeniul ai Institutului de Construcții și marea majoritate a testelor in situ, precum și testelor de laborator, au fost realizate în cadrul institutului care actual se numește Universitatea Tehnică de Construcții. Sunt nume mari în joc, Vitalie Petraru, Gavăt, Trofin, care au elaborat practic un model de calcul hidraulic, care în cele din urmă s-a dovedit a da rezultate extrem de bune. M-am gândit să ne aducem aminte de lucrările din 1976-1980, care au avut ca îndrumători profesorii de mare renume, inclusiv domnul profesor Stanulescu, astfel că am ales câteva dintre imaginile lucrărilor în execuție a galeriei de metrou de lângă cursul natural al Dâmboviței, care actual este amenajat hidrotehnic. Și, practic, Dâmbovița, pe cea mai mare parte a ei, în zona orășenească, pornind de la Lacul Mori până la Mihai Bravo, este absolut transbordată prin cuva de apă curată de la suprafața amenajării hidrotehnice. Dar să ne readucem aminte de vechi, curs al Dâmboviței și de lucrările la galeriile de metrou, care, bineînțeles, că s-au putut realiza în condiții de uscat, datorită unui sistem de ecuizment bine monitorizat, bine pus la punct, bine dimensionat. O altă imagine o reprezintă stația Eroilor. O stație mult discutată în timpul anilor 78-79, care însă, după cum se constată, s-a realizat efectiv, fără probleme de infiltrații, și am dat și o imagine a lucrurilor care s-au executat în interiorul acestei stații. Bineînțeles că m-am gândit să
fac o prezentare succintă a lucrărilor preliminare necesare demarării activității de proiectare a unui sistem de equipment și am insistat în mod special pe elementele esențiale, definitorii practic unui calcul hidraulic, cele care se referă la investigațiile geotehnice și hidrogeologice, atât in situ cât și de laborator, la, bineînțeles, detalierea topografică a amplasamentului în care se execută lucrările de construcții subterane și deci ecuizmentul și a tuturor acelor lucrări din vecinătatea structurilor de metro, reprezentate fie de rețele militare, fie de fonturile construite, imobilele din vecinătate, pentru că așa cum este bine cunoscut, în timpurile de demult, când s-au executat lucrurile pe malul drept al Dâmboviței, Ceaușescu nu reușise să dărâme zona de la Uranus. În consecință, ecuizmentul realizat pe acea zonă a trebuit să fie monitorizat cu foarte multă atenție și cu tehnologiile existente în acea perioadă, astfel încât să nu afecteze stabilitatea construcțiilor pe care ni le aducem aminte că le întâlneam pe malul drept al Dâmboviței. De asemenea, foarte important este să se detalieze de la bun început sistemul tehnologic aplicat pentru execuția structurilor subterane, astfel încât, dacă ne referim la lucrările noi de metrou, uităm cu totul de neajunsurile scutului cu fond deschis, utilizat pentru excavația tunelelor în trecut, care creau probleme majore datorită frontului întins al sistemului de ecuizment, la care minim era asigurarea de 100-150 de metri spate scut, 100-150 de metri față scut. De asemenea, o problemă deosebită o reprezintă metodele de monitorizare a lucrărilor de ecuizment și acestea au reprezentat și în trecut o problemă cheie a reușitei lucrărilor de execuție structuri subterane. Odată rezolvată problema investigațiilor in situ și a investigațiilor de laborator, se pune problema colectării datelor reale cu multă acuratețe geologice, geotehnice și hidrogeologice. Este una dintre problemele cheie, alegerea parametrilor hidrogeologici care intră în analiza hidraulică a amplasamentului, deci în calculul hidraulic pentru realizarea unui sistem de ecuizment corect. Se știe că de foarte multe ori factorul uman poate să creeze mari neajunsuri în ceea ce privește furnizarea datelor reale, mai ales pentru testele in situ, dar în aceeași măsură și pentru testele de laborator, numai gândindu-ne că, de pildă, testul de determinare a permeabilității în teren poate să fie comparat cu rezultatele testelor de permeabilitate în laborator, cu gradient constant sau cu gradient variat. Pot să vă spun că, din punctul acesta de vedere, metroul a colaborat cu marele institute. Din nefericire, multe dintre ele au dispărut. Trebuie să amintesc aici SPIF-ul, care a fost un partener extrem de serios și ne este și la ora actuală. Institutul Proiect București, care, din nefericire, și el aproape pe cale de dispariție, IPSCAIA, despre care nu mai aude nimeni, și multe alte institute, aș putea să le enumăr, care ne-au furnizat reale informații, ce și astăzi sunt foarte binevenite, pentru că ele practic calibrează și reprezintă date de comparație pentru rezultatele pe care noi le obținem, fie în laboratorul nostru, fie în alte laboratoare, fie testele in situ sunt la fel, rezultatele sunt comparate cu cele din trecut, având în vedere că litologia orașului nu se schimbă, caracteristicile hidrogeologice cu atât mai puțin și sunt extraordinar de binevenite datele de arhivă pe care cu suficientă strategie le-am păstrat în arhiva metroului SA. Pentru că aș vrea ca să prezint partea generală a locației secțiunii 1 de metrou
drumul taberii eroilor. Trebuie să spun că aceasta este poziționată în zona de câmp a râului Dâmbovița și parțial, pe circa 400 de metri, în zona de luncă a Dâmboviței. Orașul este poziționat într-un sinclinal, pe flancul drept al sinclinalului, poziționat între Munții Carpați și platforma prebalcanică, cu sensul nord-est-sud-est, unde, practic, în București se pot întâlni depozitele sedimentare până la adâncimi de mai bine de 250 de metri, iar roca de bază la mai bine de 360 de metri. Și aceasta o spun pe baza informațiilor pe care le-am preluat în urma unei activități pe care am dus-o împreună cu Institutul de Construcții, cu UTCB-ul, Facultatea Casruie, Institutul de Fizică a Pământurilor, și pe baza tuturor cercetărilor seismice realizate pe suprafața municipiului București și mai ales în forajele de mare adâncime puse la dispoziție, mai ales în stațiile de metrou, de asemenea de către INMH și Institutul de Cercetări în domeniul construcțiilor, INCER, alături de domnul profesor Lungu, s-au obținut rezultate care fac dovada caracteristicilor seismice, a vitezelor undelor secundare și primare pentru fiecare tip de stradă în parte, și de aceea vă spun că microzonarea seismică a orașului București demonstrează unde s-ar găsi interfața între roca de bază și sedimentele de suprafață, shallow foundation. Deci, din punct de vedere geomorfologic, orașul este poziționat în lungul teritoriului Dâmbovița și Colentina, cu o direcție nord-est-sud-est, cu o suprafață aproape plană, dar totuși în cei 20 de kilometri diametru, cu diferențe între 95 și 60-65 de metri din nord-est spre sud-est. Din punct de vedere litologic, am încercat să redau succesiunea litologică specifică orașului București, numerotată din punct de vedere ingineresc în felul acesta, din motive de calcul structural, practic am atașat fiecărui complex geologic câte un număr, astfel încât valorile parametrilor fizico-mecanici să fie mult mai ușor introduși în softurile utilizate pentru calcul structural, nu numai de către noi, ci de marea majoritate a specialiștilor în domeniu. Astfel că sunt convinsă tuturor de este cunoscută această succesiune tip sandwich între stratele coezive și stratele necoezive, cu o heterogenitate atât de deosebită, încât putem spune că de-a lungul lucrărilor de metrou, și au fost investigate lucrări în lungime de peste 80 de kilometri, atașând acum și lucrările de metro, unde numai și aeroportul Henri Coandă avem peste 100 de kilometri de traseu investigat, și pot să vă spun cu toată sinceritatea că din 20 în 20 de metri, grosimile de strate sau uneori prezența acestora și dispariția lor este la ordinea zilei. Deci nu e nimic întâmplător să poți întâlni într-un amplasament pe suprafața unui pus de lansare, să zicem scut, într-o limită, o grosime de 6 metri a unui complex și în 20 de metri sau în 15 metri lățimea acelui puț de lansare sau de scoatere sau unei stații, 20-25 de metri, practic să ajungă la 2 metri sau la 3 metri sau uneori chiar am avut situații de efilări aproape inexplicabile. În condițiile acestea, m-am gândit că este bine să atașez constituției litologice a orașului București și a biferele de suprafață și de adâncime, așa cum mi-au plăcut că au fost definite shallow aquifer și deeper aquifer de către domnii profesori, pentru industria construcțiilor foarte importante, fiind logic aquiferul freatic cantonat în pietrișurile de Colentina și, bineînțeles, aquiferul
aproape sub presiune și o să vă explic și de ce, din complexul de Mostișta sau sub orizonturile necoezive din complexul argilelor intermediare. Încerc să prezint subiectul unor cunoscători și de aceea poate că detaliez ceva mai mult prezența acestor argifere, pentru că aș vrea să vă spun că metroul se confruntă nu doar cu proiectarea judicioasă a sistemelor de epuizment în vederea execuției lucrărilor de construcții subterane, ci și cu proiectarea puțurilor de mare adâncime, care de fapt vezi că am făcut ceva aici, vă rog să nu are și cu proiectarea puțurilor de mare adâncime, care de fapt alimentează stațiile de metrou, dar care au și scopul de a asigura necesarul de apă pentru protecția împotriva incendiilor. Știți bine că metroul are norme proprii și datorită cerinței impuse în mod special de protecția la incendii, de PSI, noi avem datoria ca fiecare stație de metrou să mobilăm cu două puțuri de mare adâncime, poziționate astfel încât să nu interfere între ele în situația pompării din cele două foraje în mod concomitent. Aici, după cum se constată, lipsește complexul de Frătești, complexul care reprezintă, de fapt, prin suborizontul A și suborizontul B, depozitul cel mai cunoscut pentru alimentarea cu apă potabilă din surse proprii, din puțuri de mare adâncime a beneficiarilor, indiferent că aceștia fac parte din industria alimentară, din metrou sau chiar sunt beneficiari înstăriți care în propriile gospodării realizează puțul de mare adâncime, dar am poziționat și coloana stratigrafică astfel încât din aceasta deducem care este de fapt constituția complexului de Frătești a așa numitului stratic 7. Pentru că aș vrea ca să detaliez proiectarea epuizmentului pentru secțiunea 1 a magistralei 5, m-am gândit să scot în evidență ceea ce povesteam de la început, și anume poziționarea lucrărilor de metrou la sud de Dâmbovița, în zona de lângă și, bineînțeles, în zona de tot. Și în aceste condiții am preluat o parte din profilul litologic aferent stației Academia Militară pentru a sugera diferențele majore între o structură litologică și alta. Iar pentru zona de lungă am preluat litologia din zona stației Cismigiu și o să vă spun că este extrem de importantă evidențierea acestor diferențe, mai ales pentru momentul începerii execuției lucrărilor între zona Eroilor Universitate, cea mai mare zonă fiind cuprinsă în zona de lungă, unde, după cum se știe, vecinătățile sunt reprezentate de construcții extrem de sensibile, de sensibile, a căror stabilitate poate fi afectată cu foarte multă ușurință, ele nefiind calculate seismic, după nicio normă, pentru că au fost realizate în perioada 1860-1935, avem vreo două construcții care sunt realizate după 50-56. Iată că, de pildă, grosimea complexului argilos de suprafață, așa numitul stratul tip 2, complexul argilos prăfos sau nisipos de suprafață, are în zona Academia Militară grosimi de 15-16 metri. El aproape dispare în zona lungii. Dacă ne gândim la stația Eroilor 2, pe care o să vă prezint imediat, o să constatați și de ce este așa de important ca un inginer specializat în domeniu să știe să-și aleagă parametrii hidrogeologici, astfel încât să se aștepte și la debitele pompate într-un viitor de și neajunsurile care pot să apară în pompare în raport de caracteristicile fizico-mecanice ale fiecărui strat. De pildă, pentru zona stației Eroilor 2, în mod special am ales un profil realizat pe baza investigației geotehnice în care nu am poziționat ascensiunea arbiferului de Mostiștea, care în zonă de lungă depășește arbiferul fratic cu circa 2 metri, 2 metri și jumătate,
ajungând în modul în momentul interceptării acestui abisar sub presiune, la adecim de maxim un metru față de cota terenului natural. Adică, cu alte cuvinte, în clipa în care cunoaștem elementele constructive și acolo, într-o manieră extrem de fină, este prezentată și cota maximă de excavație a stației, se constată că până la 22 de metri este necesară evacuarea apei pe 21-22 de metri cu marja de un metru sub cota de excavație și, bineînțeles că, în situația celui care e cunoscător asupra traseului de metrou, știm că Eroilor 2 este poziționată, practic, la mare adâncime, pentru că ea, cu tunelele, trebuie să subtraverseze Eroilor 1, amenajarea hidrotehnică a râului Dâmboviza, și să ajungă pe partea cealaltă pentru a putea face conexiunea cu stația HD. În condițiile acestea, însă, un fin cunoscător își pune întrebarea ce se întâmplă cu stratul argilelor intermediare, care acesta este extrem de gros și care trebuie luat în calcul ipotetic în momentul realizării proiectului de eglizment, având în vedere că acesta are permeabilități extrem de mici, practic este impermeabil și el reprezintă un timpan între acviferul freatic și acviferul de Mostiște. Acesta este și motivul pentru care are o presiune atât de mare și pot să vă divulg un secret de pildă în zona Berdiman. Aviferul sub presiune este, de fapt, avifer artezian, pe o durată scurtă de timp, o jumătate de oră. Eram chiar în dreptul forajului în execuție, când acesta a permis creșterea apei cu circa jumătate de metru deasupra carosabilului, circa jumătate de oră zgomotele produse de presiunea apei care era evacuată la suprafața carosabilului erau extrem de agresive pentru urechea cetățeanului de rând. Am intrat în puțină spaimă, mai ales datorită poliției care probabil că n-a înțeles bine ce s-a întâmplat. Norocul nostru a fost că după o jumătate de oră presiunea statului s-a consumat și și-a revenit practic rămânând sub cota terenului natural. De aceea, fiecare amănunt de acest gen este extrem de important în parcursul procesului de proiectare. Iar proiectarea unui sistem de eclizment trebuie să fie realizată, din punctul meu de vedere, de cunoscători foarte sensibili și chiar performanți în domeniul acesta al hidrogeologiei și mai ales al geotehnicii, pentru că părerea mea că se face în mod artificial o separație între geotehnică și hidrogeologie, ele sunt într-o conexiune permanentă și dacă din ordin managerial s-a născut acest domeniu al hidrogeologiei, sunt conștientă că toți îndrumătorii noștri și mentorii noștri în sinea lor au exact aceeași percepție, având în vedere că apa eventual e bună numai în bucate, dar în ceea ce privesc caracteristicile complexelor naturale, creează numai probleme. Bineînțeles că în articol am prezentat și câteva date care se referă la compoziția granulometrică a stratului, mai ales al pietrișurilor de Colentina și al complexului de Mostiștea, pentru că acestea sunt definitorii în calculul hidraulic în momentul în care ne confruntăm cu eclizmente de-a lungul traseelor de metrou, pentru că știm că aceste lucrări sunt executate de obicei la adâncimi de peste 15-16 metri până în 20-22 de metri. Iar dacă mă refer la trecut, să fac trimitere la stația Victoriei 2 și de asemenea la stația Unirii 2, care au cote sub 22 de metri și la care problema proiectării sistemelor de eclizment a fost un adevărat challenge pentru specialiștii acelor timpuri. Când eu eram practic un ucenic al lor și între ghilimele colegii spuneau, iată un pițifelnic. Deci, pornind de la munca de jos, am ajuns să surprind fiecare etapă de lucru a mentorilor noștri, astfel încât pot să vă spun că dau importanță la ora actuală fiecarei caracteristici fizico-mecanice a unui complex și mai ales granulozității și mai ales factorului uman care realizează testele de laborator,
pentru că de multe ori aceștia nu știu ce mult contează 5% sau 10% greșeală în compoziția granulometrică a unui complex. În momentul în care te apuci de proiectarea sistemului de equipment, cunoști tehnologia. Vorbeam de magistrala 5, deci trebuie să știe toată lumea că nu se mai poate lucra cu front deschis, pentru că pe vremea aceea timpurile lui Ceaușescu mai iertau greșelile și taserile și colapsurile în mijlocul carosabilului datorate pierderii scutului într-un teren care poate n-a fost bine depresionat sau care era prea nisipos sau datorită factorului uman, pentru că pe el întotdeauna dăm vina. Astfel că la ora actuală, așa după cum știm cu toții, s-a făcut multă vulvă în mass media, Astaldii, SCC-ul, care sunt principalii contractori acestor lucrări, au adus pentru România TBM-uri de produse la Herrenknecht. Cei drept sunt second hand, dar sunt foarte bune calitativ, pentru că ele au fost reabilitate complet. Scuturile noi sunt extraordinar de scumpe, dar și acestea sunt teribil de performante. Testele pe care le-am făcut, dar de această dată numai prin modelare cu element finit, demonstrează că ele sunt apte pe baza caracteristicilor pe care le au și a acelor condiții pe care le îndeplinesc, să limiteze taserile în ax la maxim 10 mm. Aceste, să zicem, rezultate le avem toți specialiștii care lucrează cu SISRA, pentru că noi reprezentăm nu doar proiectarea lucrărilor de metro, ci pentru mare parte din lucrările metro suntem consultanți și lucrăm învățând alături de reprezentanții SISRA-i sau a societății PADECO, care este societatea de consultanță a JICA-i, a investitorului japonez, practic, pentru viitoarea magistrală 6. În consecință, dacă vom folosi aceste TBM-uri moderne pentru realizarea tunelelor, ne punem întrebarea ce tehnologie vom aplica pentru realizarea tunelelor rectangulare, adică galerii și stații. Și s-a optat în vederea punerii în funcțiune cât mai rapidă a carosabilului, pentru că și așa i-am enervat suficient pe cetățenii din cartierul drumului Traverii, la tehnologia top-down. Deci, după realizarea planșeului pe pământ, care de fapt nu este chiar pe pământ, e la adâncimi de minim 1,5 m, 2 m, din considerente de interes orășenesc, pentru că rețele militare trebuie să-și găsească și ele drum și multe alte tipuri de lucrări, efectiv și acelea de reabilitare a mediului, pentru că tot ceea ce facem noi intră în incidență cu factorii de mediu și, bineînțeles, cel mai important este să minimizăm impactul, incidența cu aceștia, prin și niște programe speciale de management de mediu pentru fiecare tip de factor. Am ales o locație pentru a vă prezenta testele de compare realizate pe locațiile viitoarelor stații de metrou, pentru a se ști efectiv că nu se intră orbește în calcul, că nu spunem poezii despre testele in situ, ci că practic acestea s-au realizat și iată sunt în continuare sub compare forajele de la stația Eroilor 2. Am ales stația Parcurgul Taberei, la care din proiectare cunoaștem nu doar succesiunea litologică, ci și cota maximă de excavație și nivelul hidrostatic în zonă, ceea ce ne-a permis să facem și o proiectare practică a testului in situ, care este realizat dintr-un foraj cu adâncimea de 30 de metri, în jurul căruia s-au poziționat 5 piezometre, apropo de datele referitoare la acest minunat proiect de menegeriere a hidrogeologiei urbane în București. Sunt extraordinar de multe date, dar și aici e un semn de întrebare. Cine să lucreze pentru alegerea parametrilor? Având în vedere că și credeți-mă, vă spun, trudind de dimineața până seara la 9, 9 și jumătate pentru tot felul de teme. Eu nu sunt doctor, să știți, sunt doar doctorant. Aș vrea să-mi finalizez tema, de luni de zile umblă să-mi finalizez tema, nu mai am vreme. Pentru că este înfiorător să dai răspunsul
cu acuratețe la o cerere a unui coleg, atunci când ești conștient ce greșeli poți să produci, când un singur nivel hidrostatic, dacă l-ai dat greșit, te scoate din întreaga ecuație și din întreaga analiză hidraulică. De aceea, de pildă, la aceste teste am fost prezenți în ideea de a constata și partea de execuție a forajului în care se execută pomparea, pentru a ști cu câtă rigurozitate este respectată tehnologia, începând de la lungimea forajului, diametru de forare, diametru de echipare a tubulatorii de echipare, a filtrului, diametrul fantei la filtru și așa mai departe. Toate acestea sunt prezentate în PowerPoint. De ce? Pentru că voiam să atenționez numai asupra două tipuri de teste pe care le-am considerat mai la îndemână pentru a fi realizate împreună cu Astaldi și FCC Construction, pentru că, să știți, totul costă bani. Și aceste lucrări s-ar realiza cu foarte multă dorință de fiecare dintre noi, pentru că toți suntem curioși să știm ce se întâmplă sau să fim siguri când proiectăm că am proiectat corect o lucrare. Numai că, din nefericire, costurile sunt exagerate, mai ales că ele durează deseori zile la rând. Așa că am efectuat două teste, un test mai simplu, un test pe etape în care s-au pompat câte două ore, oră și jumătate, volume de 25, 36, 60 și 72 metri cub pe oră. Și am executat și un test de lungă durată, 72 de ore, pompând însă în mod constant 70 de metri cub pe oră. S-au făcut toate măsurătorile necesare, atât în ceea ce privește coborârea nivelului al apei în foraj, cât și coborârea nivelului apei în piezometre. Și în felul acesta am putut crea pentru fiecare tip de test diagramele care duceau la evidențierea punctului în care a coborât nivelul apei în foraj, nivelul apei în piezometre și revenirea ulterior opririi funcționării pompajului. Iată și pentru perioada de lungă durată, 5 metri și 42 centimetri, a coborât nivelul apei la pompajul cu debit de 70 de metri cubi la 72 de ore. Din aceste rezultate obținute, am reușit să calculăm permeabilitatea stratului și transmisivitatea în zona, bineînțeles, a stației Far-Drumul Taberei. Evident că fiecare locație de stație are testul ei și fiecare locație de stație are bine definită permeabilitatea care se ia în calcul pe unic strat sau strat mixt. În condițiile acestea, am venit și cu un suport de calcul, pentru că în afara faptului că ne-am creat un algoritm pe baza teoriei Forheimer, un algoritm la îndemână cu care reușim să creăm variantele de densitatea forajelor în șir la sistemul de ecuizment, vă prezint și două softuri care sunt achiziționate de către Metroul și Wasserbau Holschmidt. ProAqua este al lui Wasserbau, DC Software-ul este al nostru, sunt produse în Germania și bineînțeles că se introduc toate datele necesare calculului și analizei hidraulice. Se poziționează forajele într-o anume variantă, de pildă pentru parc drumul Taberei, necesarul de coborâre a nivelului apei ne-a fost transmis prin temă de către colegii de la structuri și nu se referea sub nicio formă la diminuarea presiunii apei pe peretele mulat. De aceea, nu am folosit foraje în afara incintei de pereți mulați, ci doar foraje interioare pentru a crea condițiile de coborâre până la baza abitelului, astfel încât să se poată realiza în uscat toate planșele intermediare și radierul. Și dovada că s-a reușit, se cunoaște capacitatea totală de apă pe oră care trebuie să fie evacuată, astfel încât să fie coborât nivelul apei, se vede curba hidrodinamică pe secțiune longitudinală, cu cele 10 foraje și, bineînțeles, pe secțiunea transversală. Eu știu că e vorba de secțiune transversală, dumneavoastră nu prea vedeți acolo, pentru că nu este inspirată aleasă culoarea, dar rectificăm la următoarea prezentare, dacă mă mai invitați. Acum, pentru DC Software, vă prezint un caz mai special, și anume
este situația epuizmentului de la eroilor 2. La eroilor 2, epuizmentul are ca sarcină să coboare nivelul apei sub 22 de metri, să coboare presiunea apei pe perete, astfel încât să ajute calculul structural în ceea ce privește dimensionarea peretelui mulat, pentru că n-ar fi ajuns nici la un diametru de 1,5 metri să facă față și la o armare excesivă, așa după cum îmi explicau colegii de la structuri. Astfel că am reușit să dimensionăm acest sistem de epuizment pe o lungime de 400 de metri cu 60 de foraje care reușesc să ducă apa în centru la adâncimi mari, astfel încât să creăm coborârea nivelului apei pe marginea excavației la cota impusă de către structurist 22 de metri. Și aceasta rezultă, bineînțeles, evident, din secțiunile longitudinale și cele transversale, unde se observă care este curba hidrodinamică în faza de pompare a întregului sistem de epuizment ulterior unei prepompări de circa o lună de zile. Și am prezentat și câteva date ale softului cu care să asigur colegii structuriști că necesarul de cuturi era numai de 58 de foraje. Am introdus două foraje suplimentari din vari motive, unele chiar accidentale. Pentru că în momentul în care ții o pompă, ești dator neapărat să pui în funcțiune un foraj de rezervă care să preia funcțiunile celui care nu este pus în exploatare. Acesta a fost subiectul pe care am vrut să vi-l prezint pe ziua de astăzi și ca o concluzie generală a ceea ce v-am sugerat ca subiect de comentariu e că nu am dat aspectele sistemului de monitorizare sau componentele sistemului de monitorizare pe care l-am detaliat, deci l-am proiectat în vederea cunoașterii on-time a comportării atât a structurilor în execuție, cât și a vecinătăților și, repet încă o dată, masivul adiacent structurilor subterane, inclusiv rețele utilitare și construcții adiacente structurii. De ce vă spun asta? Pentru că monitorizarea am proiectat-o pentru parte de licitație acum un an. A fost preluată de către o societate specializată în domeniul partea Soletanșului numită Soldata. Ea, la ora actuală, lucrează extrem de rapid pentru întreaga magistrală, deci pentru întreg traseul. Este spre finalizare, inclusiv cu zona eroilor, unde la ora actuală nu s-au putut în nicio formă introduce în kilometrele în terenul ăsta, pentru că n-a început execuția la ei, dar pentru toate celelalte stații la care trebuie simulat să finalizați în kilometrele în care se constată care este practic comportarea structurii și înclinația față de verticală a unui perete mulat în caz de accident tehnic, este completată cu piezometre, extensometre realizate pentru determinarea tasărilor masivului de pământ. Bineînțeles, avem și inclinometre în același profil perpendicular pe pereții mulați, deci pe incintă, pentru a se constata dacă nu cumva terenul are probleme și poate să aibă ceva inclinații, să-și piardă stabilitatea. Și nu în cele din urmă, există două tipuri de monitorizări topometrice, unele manuale, poziționate pe soclul construcțiilor din apropiere. La eroilor 2 avem marea șansă că este numai parc și în consecință am scăpat de o mare grijă, dar nu respirăm cu multă ușurință pe întreg traseu, mai ales în zona Valea Ialomitei, unde în afara reperilor manual topometrici avem reperii optici care cu ajutorul unor stații totale numite Ciclop monitorizează un time și pe baza unui soft pe care îl avem cu toții în pe calculator și în fiecare dimineață este accesat sau atunci când este necesar, pe baza softului Geoscope, așa se numește acesta, se urmărește în fiecare punct comportarea structurilor, comportarea suprafeței terenului pe care avem poziționați reper de tasare teren, iar odată la 3 luni există un sistem pe bază de GIS, care se numește Atlas și care
ne prezintă profilele de tasare preluate prin satelit pentru o arie însă extrem de mare în care este cuprinsă și zona în care nu se influențează amplasamentele de către lucrările de metro. În consecință, în afară de monitorizarea factorilor de mediu, am făcut întreaga monitorizare ca la parte pentru tot ceea ce reprezintă vecinătăți la structurile de metro, fiindcă ne-am confruntat și ne confruntăm ca de obicei cu o serie întreagă de cetățeni speriați care uneori sunt responsabili pentru adresele pe care le fac, pentru că, de pildă, o macara a afectat un balcon de la un bloc numit C10 pe drumul Taberei și atunci am trebuit să dăm 10 răspunsuri cu privire la faptul că nu putea să fie afectată stabilitatea construcției, deși s-au mobilizat administratorul de bloc cu toți cetățenii din acel bloc, susținând că le este afectată stabilitatea construcției prin tasări majore, că le-au căzut până și tigăile după aragaz datorită acestor modificări de fundații, deci datorită acestor pierderi de stabilitate, și e suficient să arunce cineva o piatră în balta, pentru că nu te mai spală apele a nu știu câte râuri ca de îmbovitat.